să mai citim și textul care ne va sta înainte în seara aceasta, Filipeni, capitolul 2. Voi citi de la versetul 12, epistola către Filipeni. Capitolul 2, citim de la versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți, tot așa și voi. Bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Într-o seară, o familie s-a strâns în jurul mesei, trebuiau să mulțumească înainte de a mânca. Robert, băiețelul, băiatul familiei, nu a ajuns, s-au strigat după el, a venit în viteză și a zis, fără să știe prea mult ce-i pe masă, fără să vadă prea bine, a zis, mă rog eu, și s-a rugat, a mulțumit, părea așa de recunoscător, a spus amin. S-au așezat apoi și când a văzut ce în față, a zis, iar pilaf. Și nici carnea parcă nu-i făcută prea bine. V-ați surprins vreodată, într-o oarecare măsură, cumva să fiți recunoscători, să mulțumiți și să nu treacă mult timp și să cârtiți. Ei, spune versetul 14, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Este versetul de la care pornesc în seara aceasta. Cuvintele fără cârtire mi-au atras atenția, plus că am avut o experiență destul de ciudată săptămâna trecută, dacă este timp o și împărtășesc, dacă simt că trebuie. Cârtirea aceasta a ajuns parcă o boală, nu-i așa? Se cârtește, cârtim la servici, de colegi, condiții, ce să mai zicem de șefi. Cârtim acasă, puneți-i pe copii să ducă gunoiul, să cumpere ceva. Tot eu, mai trimite-l și pe fratele meu. Cârtim în autobuz. Am întâlnit de atâtea ori, n-are aer condiționat. Am surprins o întâmplare amuzantă, niște bătrâni supărați, foarte supărați că n-are autobuzul aer condiționat. Acum, nu vreau să mă înțelegeți greșit, nu-mi place să mă coc în autobuz, dar mă refer la atitudine. Și bătrânii așa de supărați că nu era aer condiționat. Și mi-aduc aminte când eram copil, ce autobuze aveam, ce tramvaie, aveam aer, că se mergea cu ușile deschise, că nu mai încăpeam. Ce rable erau atunci. Dar acum suntem supărați că n-avem aer condiționat. Acum lucrez și în comerț și am văzut, oamenii nu mai au răbdare, oamenii nu mai vor să stea nici 2-3 minute la coadă. Nu mai vrem să stai la coadă, să aștepți. Acum nu vorbesc de cei care de-abia se mișcă, cei care servesc. Dar nu mai vrem. Am uitat de cozile acelea, mai țineți minte? Părinții noștri mergeau noaptea, stăteau la cozi, își luau scaunul cu ei. Ne trezeam pe la 3-4 dimineața să mergem să luăm o butelie. Și eram fericiți dacă cumva nimeream și noi pe la 9 să luăm. Dar acum suntem supărați când stăm la coadă.
două minute. Cârtim. Se cârtește în biserică, nu? Cârtim în biserică. Am întâlnit oameni care mormăiau în barbă. Ba de predică, ba predică scurtă, prea lungă. Vrea cântare. Ori cântare a fost, nu știu cum. Cârtim. Nu e așa. Spunea cineva și am dat dreptate că această murmurare, cârtirea aceasta, este exprimarea nemulțumirii față de o circumstanță și aici, interesant, chiar dacă nu este neapărat greșită, chiar dacă circumstanța aceea nu este neapărat greșită, exprimarea nemulțumirii. Trăim într-o lume foarte ciudată. Avem o mulțime de lucruri și totuși ne uităm la lucrurile care nu le avem și parcă alea sunt atât de multe. Trăim într-o lume în care copiii noștri deschid frigiderul, se uită plin și spun, dar noi nu mâncăm nimic bun în seara asta. Foarte ciudate vremuri trăim. În DEX, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, citeam a cârti înseamnă a-ți exprima mereu, în paranteză, mereu nemulțumirea prin murmure sau critici făcute de obicei în absența celui în cauză sau a te plânge, a protesta. Mă gândeam, întotdeauna vom avea motive să fim nemulțumiți și întotdeauna vor fi motive să cârtim. Este așa. Putem fi ca acea femeie nemulțumită, era dintr-un orășel micuț. Tot timpul comenta, tot timpul supărată, cârtea într-una. Într-o zi, un bărbat a oprit-o. A zis, Doamne, de ce sunteți așa necăjită? Femeia aceasta avea doi băieți. Întâmplarea spune că unul vindea umbrele, asta era el, negustor, vindea umbrele, celălalt făcea sandale. Și întreabă bărbatul acesta, de ce ești supărat mereu, mereu, mereu ești nemulțumită? De ce? Și zice ea, cum să nu fiu nemulțumită, cum să nu fiu supărată eu, cum să nu comentez? Uite, plouă de nu știu câte zile, plouă într-una. Băiatul meu, zice ea, am un fecior care vinde sandale, face sandale și le vinde. Cum să nu fiu supărată, că lui nu-i merge bine acum, ce să vândă sandale? Au trecut câteva zile, soare, frumos. O întâlnește bărbatul. De ce mai sunteți supărată? De ce mai sunteți nemulțumită? Uitați ce soare. Nu era soare și în inima ei. Și zice, păi cum să nu fiu supărată? Cum să nu fiu nemulțumită? Am un băiat, zice, care vinde umbrele. Ce afacere face el? Cine cumpără umbrele când e atât de frumos afară? Cum o dai? Tot timpul vom avea motive să cârtim și să fim nemulțumiți. Acum, când m-am gândit la subiectul acesta al cârtirii, gândul m-a dus la poporul lui Dumnezeu. Recunoscut este în Biblie pentru atâtea cârtiri și atâtea plângeri pe care le vedem noi în Vechiul Testament. Un popor, imaginați-vă, îl scoate Dumnezeu din Egipt. El trece prin Marea Roșie. Ajunge poporul pe mal, vedem acolo laudă, închinare la adresa lui Dumnezeu și nu trec decât trei zile, ajung la Mara, n-aveau apă să bea și spune Exod 15:24 că poporul a cârtit. Același popor care cu câteva zile mai înainte spunea cât de măreț este Dumnezeu, a cârtit împotriva lui, n-avem apă. Ne spune, citim noi în 1 Corinteni 10, ne spune Apostolul Pavel că acele lucruri care s-au întâmplat în trecut sunt pentru noi pilde, sunt pentru noi exemple și trebuie să învățăm din ele. Și ne spune Pavel în versetul 10, 1 Corinteni 10, să nu cârtiți, zice, să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Să nu cârtiți. Cârtirea aceasta, mă gândeam, eu știu foarte bine, lucrurile acestea nu le spun gratuit. Cârtirea aceasta ne face foarte mult rău. Ne face rău nouă, nu-i așa? Uitați-vă la poporul Israel.
supărare, amărăciune, mânii, au plâns și în cort, vom vedea noi, acolo la ușa cortului, plângeri. Cârtirea aceasta îți face rău ție, apoi face rău și apropiaților tăi. Nimeni nu vrea să stea lângă un negativist. Nimeni nu vrea să stea pe lângă unul care mereu critică, care mereu cârtește. Și nu doar că le faci rău și apropiaților tăi, dar îl mâhnești pe Dumnezeu. Aceasta mi-a dat mie de gândit. Dumnezeu este mâhnit, o să observăm în Vechiul Testament, am să citesc câteva versete. Dumnezeu este mâhnit atunci când aude cârtirea noastră, plângerea noastră, murmurul nostru. E ca și când îi spune lui Dumnezeu, nu cred că te-ai descurcat bine în lucrul ăsta. Meritam parcă mai mult. Lucrurile n-au ieșit așa cum a trebuit. Și acum că avem copii, știm, probabil mulți dintre dumneavoastră deja nepoți, știți cum să-i aveți prin casă și le auziți murmurul, acea voce plângăreață, de multe ori pentru nimic și ne supără când îi auzim că vor nu știu ce lucru și plâng și murmură. Dar imaginați-vă cum se simte Dumnezeu să audă miliarde de oameni care mereu cârtesc. Cum este Dumnezeu Tatăl să audă milioane de creștini care mereu cârtesc și sunt nemulțumiți? Fără cârtiri, zice versetul 14. Fără cârtiri. Ieri, săptămâna trecută, mergeam cu doi tineri, aveam să mergem vreo oră și deși era drumul destul de greu, le-am zis, voi fi miercuri la adunare, spuneți-mi și mie cauze ale cârtirii. Mă gândeam, ei știu. Spuneți-mi și mie niște cauze ale cârtirii. Și mi-au zis, nemulțumirea, o cauză. Și am zis și în acea definiție că este exprimarea nemulțumirii. Nemulțumirea este o cauză și o să... Eu am rămas șocat, dacă o să vă uitați în Numeri 11 cu 1, este acolo un verset cutremurător. După cât bine le-a făcut Dumnezeu, de unde i-a scos, spune versetul 1 din Numeri 11, poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului zicând că îi merge rău, dar a uitat de unde i-a scos Dumnezeu, a uitat bătăile din Egipt și cât au muncit acolo. Ei visau doar prazul, doar castraveții, dar a uitat ce s-a întâmplat acolo când erau robi. Nemulțumirea aceasta, o cauză cârtirii. Mă și gândeam, le dă Dumnezeu apă din stâncă, mană din cer, carne. Au mers, nu li s-au umflat picioarele, încălțămintea la fel, perfectă. Și ei zic, nu ne e prea bine, ne merge rău, nemulțumirea. O altă cauză, mi-a zis unul din băieți, mândria. Și am adăugat eu și l-am pus împreună cu egoismul. Mândria și egoismul nu este cârtim sau cârtesc pentru că nu e așa cum vreau eu. Predica nu e așa cum vreau eu, cântarea nu e așa cum vreau eu. Clima nu este așa cum vreau eu. Totul parcă legat de noi, totul universul nostru, mândria și egoismul. Și dacă o să vă uitați în Numeri 12, acolo iar două versete care parcă n-au nicio legătură unul cu altul. Numeri 12, versetul 1, vă citesc. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise, au vorbit împotriva lui, au criticat, au comentat, au cârtit din pricina femeii etiopiene. Și imediat versetul 12 spune că ei au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Lasă puțin, care-i treaba cu primul verset? Vedem că problema lor era cea din versetul 2. Oare numai prin el, adică numai el e slujitorul?
lui Dumnezeu. Nu suntem și noi. Și aici era problema lor. Primul verset e parcă doar așa. Au vorbit împotriva lui Moise, problema lor era mult mai adâncă. Oare numai piele slujitorului Dumnezeu? Ce vreau să reținem, ce vreau să subliniez, care sunt lecțiile care eu le-am învățat? Nu murmura, nu cârti, pentru că lui Dumnezeu nu-i place. Când o să-ți vină să cârtești, fie când te duci acasă, cum ajungi? Ori o să te superi că au schimbat stația din partea aia în partea cealaltă. Deci cum o să ieșim, aduceți-vă aminte că lucrul ăsta nu-i place lui Dumnezeu. Nu-i place lui Dumnezeu. Am rămas șocat, o să vedeți, Exod 15, dacă vreți să vă uitați, 16, versete care ne arată atât de clar că Dumnezeu parcă nu acceptă cârtirea, nu suportă. O să vedeți, o să citesc câteva versete, că El s-a mâniat și pe lângă asta și pedepsit poporul. Când o să fii nemulțumit și o să te plângi, de fapt, mă uitam într-o altă traducere a Bibliei, versetul ăsta sună să faceți toate lucrurile fără să vă plângeți. Fără să vă plângeți. Când o să-ți vină să te plângi, adu-ți aminte că lui Dumnezeu nu-i place asta. Numeri 11 cu 1. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi mergea rău, până aici am citit, puțin mai înainte. Când a auzit Domnul, s-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Dumnezeu a pedepsit. În numeri 11 cu 10, Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui și la ușa cortului. Plângeau. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. Dumnezeu s-a supărat. Nu pentru că plângeau, din cauza motivului pentru care plângeau. Doreau cu ardoare lucruri pe care Dumnezeu nu dorea să li le dea. S-au plâns atât de mult timp încât au rămas concentrați doar pe acele lucruri pe care nu le aveau. De aceea nu cârti, pentru că asta nu-i place lui Dumnezeu. 2. Nu murmura, nu cârti, pentru că tu trebuie să trăiești altfel. Pentru că tu trebuie să trăiești altfel pe pământul acesta. Va trebui să nu cârtești așa cum o fac cei din casa ta, necredincioșii din casa ta. Dacă și tu te vaiți, dacă și eu mă vait, la fel ca cei de la serviciu, să zic, dacă sunt atât de nemulțumit ca și ei, dacă cârtesc ca și ei, ce diferențe între mine și ei? Ce mărturie sunt eu pentru ei? Spune aici textul, fără cârtire, și versetul 15, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu. Zice Pavel, voi locuiți în mijlocul unui neam ticălos, stricat, într-o lume de cârtiri și proteste, dar voi trebuie să trăiți altfel. Voi trebuie să arătați că sunteți copii ai lui Dumnezeu, citim în versetul 15, că străluciți ca niște lumini în lumea aceasta. Și am să vă spun exemplu unei credincioase. Era în perioada alegerilor. În perioada alegerilor, tot felul, în săptămâna aceea, tot felul de emisiuni la televizor, tot felul de show-uri, discuții, pro, contra, unul împotriva altora. Acum credincioasa nu avea televizor acasă. Ce să fac? A mers la vecină, îi plăcea politica. Ar fi vrut să vadă, să asculte. Și a mers la o vecină. A mers la vecina, la vecina aceea a mai venit o altă vecină și discuții pro Iohannis Ponta, supărări. Vă rog, spuneți-mi ce mărturie a fost credincioasă pentru acele femei, pentru acele vecine. Vă spun eu, niciuna. Va trebui să trăim altfel. Să fiți, spune, să străluciți ca niște lumini în lume. Și
Și un al treilea lucru, nu murmura, nu cârti, pentru că Dumnezeu îți poruncește ca tot ce faci, să faci fără gârtire. Versetul 14, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Acum nu vreau să scot foarte mult din context. Versetul acesta vine imediat după versetul 12 și 13. Este acolo, este legat de mântuirea noastră. Dar rețineți toate lucrurile. Cum adică toate? În toate lucrurile înseamnă că sunt cuprinse lucrurile din viața noastră. Înseamnă că atunci când mergi acasă și trebuie să pregătești din nou masa, să pui din nou mâncare soțului care mai mult mormăie, ca un urs, care nu știe să zică să rămână pentru masă. Va trebui să o faci, să o faci fără cârtire. Va trebui să te ocupi de copii și să o faci fără cârtire. Va trebui să mergi la muncă și va trebui să lucrezi, chiar dacă cei de acolo mereu și mereu au ce să găsească și tu să o faci fără cârtire. Faceți toate lucrurile fără cârtire. Se poate? Mi-e și frică să răspund pentru că știu că va urma testul. Cu siguranță va veni un test dacă răspund. Asta mi s-a întâmplat săptămâna trecută. Marți. Am avut o zi urâtă. Mai aveți zile urâte? Mă bucur că nu sunt și nu mă simt ciudat. Zilele urâte se cunosc de dimineață. E o vorbă. Soția nu a fost bine deloc în noaptea aceea, probabil de la fiere. N-a fost nimic foarte grav, oricum nu putea să stea în picioare dimineața. M-am trezit obosit, copiii și ei, unul ceva, altul altceva, cea mică, la fel, cum sunt copiii mici. Am zis să ies afară ca să o las pe ea mai liniștită, cumva să doarmă, să-și revină. Să ieși dimineața cu trei copii afară. Unul îmi cerea ceva, unul vrea să mă joc și cu el. Cea mică, stai numai de ea, în brațe, nu vrea jos, plângea, o vrea probabil pe maică. Ce nervi, ce supărări, ce cârtiri, tot așa, toată dimineața spre după amiază. După amiaza spre seară lucrurile s-au îndreptat și în după amiaza aceea mi-am dat seama, măi, ce-i cu atitudinea asta la mine? Adică cum să cârtesc așa? Cum să arăt atâta nemulțumire? E adevărat, situația nu e bună. E adevărat, circumstanța nu era deloc favorabilă, deloc plăcută. Concediu. Să stai... Au trecut marți, miercuri, joi sunt un frate. Nu eram în București. Spuneți-mi, în principiu, l-am sunat ca să nu fiu în miercuri aceasta. Să-l rog să fie, să facă altcumva, să cheme pe altcineva ca să nu fiu. Și l-am întrebat, printre altele, ce a fost data trecută și de unde ar trebui să începem noi în seara aceasta, miercuri. Și îmi zice, cred că trebuie să începeți de la versetul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtieri. Și am zis, înseamnă că trebuie să fiu bine, să încerc să mă gândesc la subiect. Faceți toate lucrurile, spune Biblia, fără cârtieri și fără șovăieli. Doamne ajută-ne. Amin.